Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu, mântuirea noastră. O întrebare la dumneavoastră. Cum e atmosfera în 2024? Ce ziceți? E mai bine că e anul nou, Nu? Dragii mei, din toată inima doresc ca în anul acesta să fim noi, înnoiți din zi în zi, în același chip cu al lui Hristos. Asta este dorința noastră, acesta este dezideratul nostru, să creștem din zi în zi și să ne apropiem de Hristos în asemănare cu El. V-ați bucurat până aici, în biserică, astăzi? Da. Și eu m-am bucurat. Acum, dacă v-aș pune o întrebare. Cum ați vrea să fie la biserică? În 2024. Sunt sigur că mai toți cei de aici ar avea câte o părere. Unor zice, am vrea să fie cântările nu știu cum, Altul ar zice, am vrea să fie rugăciunile, nu știu cum. Există păreri și păreri, și noi, oamenii, ne dăm părerea pe aici, pe acolo și spunem cum vrem să fie la biserică. Ba, am ajuns mai nou să căutăm biserici după chipul și asemănarea noastră, după placul nostru. Dragii mei, vreau din capul locului să spun un lucru. La biserică, trebuie să fie întotdeauna așa cum îi place Domnului. Și în această zi, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, să-l aduc înaintea dumneavoastră, e inspirat dintr-un verset care se găsește în 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 15. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. De altfel, mesajul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră așa se intitulează Cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Ați fost atenți cum am citit. Nu zice cum să te porți. Cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Și nu e cuvântul meu, e cuvântul scris sub inspirația Duhului Sfânt de Apostolul Pavel. Cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu? Dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că această casă de rugăciune este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și știți de ce ne-a dat-o Dumnezeu? Ca aici să putem să creștem tot mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu și aici să învățăm cum să ne trăim viața ca să semănăm tot mai mult cu Hristos. Pentru că spun ceea ce spuneam acum o săptămână, nimeni în ceruri nu va intra purtând chipul nu știu cui. În ceruri vor intra oameni care seamănă cu Hristos. Și de aceea obiectivul nostru este să căutăm să semănăm cu Hristos. În atitudinile noastre, în gândirea noastră, în purtarea noastră, în vorbirea noastră, în toate lucrurile să căutăm să semănăm cu Hristos. Cine zice că rămâne în El, scria Apostolul Ioan, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Îi mulțumesc Domnului că El a venit pe Pământ ca să ne arate o cale, să ne arate un fel de a trăi. Iar casa lui Dumnezeu, ca să ne întoarcem la ea, este locul unde, cu bucurie vă spun, Domnul Isus este prezent. Cine mai mărturisește cu mine că Domnul e prezent aici? Mulțumesc frumos. Știți de ce mărturisim asta? Pentru că ne-a făgăduit el și a zis așa. Dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Și acum, dragii mei, când este vorba despre prezența lui Dumnezeu, în locul acesta este prezent El. Și când este vorba despre prezența lui Dumnezeu, știți că nu putem în prezența lui Dumnezeu să ne purtăm oricum? Vă aduc aminte un pasaj din Vechiul Testament, în care Moise, omul care avea să fie folosit de Dumnezeu pentru izbăvirea poporului Israel din Egipt, era în și își păștea turma socrului său. Și la un moment dat a văzut un rug aprins. Nu era un lucru neobișnuit. În căldura aceea se aprindeau din când în când tufișuri. Însă Moise s-a uitat a doua oară și a văzut că rugul acela nu se mistuie. El continuă să ardă. Mai face ce face și se întoarce iarăși și vede că rugul acela arde. Și a zis, să mă duc să văd ce e acolo. Când s-a întors, să se uite mai bine spre rug, a auzit vocea lui Dumnezeu care i-a zis așa: Moise, Moise, cu alte cuvinte, știți ce a spus Dumnezeu? Moise, l-a chemat, Moise, vino, vino în prezența mea. Și îl văd pe Moise că se ridică, o ia la drum spre tufișul acela care ardea. Pentru că Domnul a zis, Moise, Moise! Dar fiți atenți! Zice așa, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Și fiți atenți, când Moise zice, iată-mă, vin, Dumnezeu îi zice, stai! Uitați-vă cum zice Exod 3 cu 5, Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta! Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Nu vi se pare interesant? Domnul îl cheamă și zice, Moise, Moise! Și când el zice, Iată-mă, Domnul zice, stai! Scoateți încălțămintea din picioare. După aceea vii. Cu alte cuvinte, în prezența Domnului e bine să ne ducem, dar nu putem să ne ducem oricum. Eu am crescut într-un sat pe Valea Someșului și am umblat de sculți, cred că mai mult decât mulți dintre dumneavoastră. Așa umblam verile acolo. De sculți de dimineața până seara, atâta seara ne spălam pe picioare ca să ne culcăm și duminica mai luam vara încălțăminte în picioare ca să mergem la adunare. Am umblat mult de sculți. Și trebuie să vă spun ca să zic și eu așa una înțeleaptă, așa cum a zis cineva, că a zis că iarna nu-i ca vara, să vă zic și eu una înțeleaptă, desculți nu-i ca încălțat. Să știți? De ce desculți nu-i ca încălțat? Pentru că atunci când ești desculț, nu calci oriunde și oricum, ci calci cu multă grijă. Acum, de ce credeți că Dumnezeu îi zice lui Moise, 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 iată-mă, stai, Scoateți întâi încălțămintea din picioare. Adică nu poți să vii oricum în prezența mea. Dragii mei, de altfel nu e singurul cuvânt care ne spune asta. Haideți să punem pe ecran Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 1. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Știți ce înseamnă asta? Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează să nu mergem oricum în casa lui Dumnezeu. Acum eu stau și mă uit spre dumneavoastră cu multă bucurie astăzi. Și apreciez foarte mult faptul că ați venit în Casa lui Dumnezeu. Dar știți ceva, mă simt responsabil înaintea lui Dumnezeu astăzi să vă spun că locul acesta este locul în care se coboară Domnul Isus Hristos ca să fie cu noi. E Casa Împăratului și vreau să vă spun că atunci când venim înaintea Împăratului, trebuie să avem multă grijă. Multă grijă. Prorocul Amos zicea în capitolul 6 cu versetul 1, un cuvânt interesant, zice așa, Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion! În Sion? Se poate să trăiești fără grijă în Sion? Ei bine, dragii mei, în casa lui Dumnezeu, suntem chemați să avem multă grijă în raportul cu Dumnezeu care e prezent. În casa lui Dumnezeu trebuie să avem multă grijă în raport cu noi înșine. Și în casa lui Dumnezeu trebuie să avem multă grijă în raport cu cei de lângă noi. Vă rog să mă înțelegeți bine. Biserica nu e un club. Și când spun lucrul acesta, dragii mei, trebuie să înțelegem că în biserică nu putem să facem tot ce vrem. Nu putem să ne purtăm cum vrem. Spun lucrul acesta acum la început de an, pentru că din toată inima doresc ca biserica să fie așa cum o vrea Domnul. Dragii mei, spun biserica nu este un club, ea este casa împăratului ceresc. El se coboară între noi. Și atunci, dacă este casa împăratului, când mergi în casa împăratului, ia gândiți-vă. Dacă trebuie să mergeți în casa unui mare demnitar, a unui președinte de țară, dacă știi că trebuie să te duci acolo, nu te pregătești pentru asta. Eu, când am avut de mers în locuri, Uh, unde erau oameni importanți, m-am interesat de tot, de protocol, de ținută, cum trebuie să fie, toate cele. De ce? Pentru că nu poți să te duci oricum în casa împăratului. Te pregătești ca să mergi la împărat. Te gândești ce iei cu tine dacă te duci acolo. Ce duci acolo? Te gândești cu ce te vei alege de la împărat. Te gândești de asemenea cum trebuie să te porți acolo în prezența Lui. Și vă rog să mă înțelegeți bine, nu este nicio scuză pentru nimeni că n-am știut cum trebuie să mă port în casa împăratului. Nu. Neștiința, știți dumneavoastră că ne face mare pagubă? Noi trebuie să învățăm. Niciodată nu te poți scuza în fața unui polițist când ai trecut pe roșu să zici, dar n-am știut că e pe roșu n-am știut că ea. Nu te pot scuza că n-ai știut. Trebuie să știi, sunt lucruri pe care trebuie să le știi. Zice în Proverbe, capitolul 19, cu versetul 2, așa. E important de știut. Lipsa de știință este o pagubă. Dragii mei, n-aș vrea cineva să nu știe că aici este casa lui Dumnezeu și când venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să venim Exact ca la Dumnezeu acasă. Nu oricum. De aceea vreau să învățăm astăzi cum trebuie, cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. În primul rând, voi spune așa. În casa lui Dumnezeu trebuie să avem grijă la închinare. Puteți să ziceți împreună cu mine grijă la închinare. Dacă am spus că biserica nu este un club, lăsați-mă să mai spun ceva. Biserica nu este nici sală de spectacole. Dumnezeu mi-a pus pe inimă mesajul acesta după o discuție pe care am avut-o cu câteva zile în urmă aici cu un grup de frați care sunt implicați în lucrarea de închinare. Am cu fratele Eusebiu și cu ei și am stat de vorbă. Și o constatare pe care am făcut-o este că în timpul cântărilor de la închinare, prea mulți sunt spectatori și nu închinători. Sigur că lucrul acesta m-a durut. Dragii mei, aș vrea să vă spun, în Biserica Poarta Cerului, când ne adunăm la o oaltă, ne închinăm prin rugăciune, ne închinăm prin cântare, ne închinăm prin dărnicie. Și haideți să încercăm să le luăm pe rând. Ora de rugăciune din această zi, credeți că a fost bună? Cei ce ați fost de la nouă. Am început la nouă și am încheiat prima rugăciune de la nouă începută la 10 fără un sfert. Ce credeți e bine așa? Stând de vorbă cu frații mei zilele trecute, au zis, frate Nelu, eu am cronometrat exact cât timp ne rugăm. Și mi-a fost jenă când a zis, am cronometrat, duminica trecută ne-am rugat atâta, duminica cealaltă ne-am rugat atâta și mi-a fost jenă. Și am zis, Doamne, dar ce am făcut cu timpul de rugăciune? dragi mei, Vreau astăzi să vă aduc aminte că Dumnezeu, care este prezent aici între noi, El dorește rugăciunile noastre. Le așteaptă. El ne-a învățat să ne rugăm. Dumnezeu prețuiește rugăciunile noastre. N-am să deschid că timpul fuge, dar uitați-vă în Cartea Apocalipsei și vedeți ce sunt rugăciunile Sfinților. Sunt potire de aur plină cu tămâie. Astea sunt rugăciunile Sfinților. Aurul e prețios în lume. Așa cum oamenii prețuiesc aurul, așa prețuiește Dumnezeu rugăciunile Sfinților. Știți dumneavoastră că Dumnezeu reproșează lipsa rugăciunii? A stat cu ucenicii lui de vorbă și a zis, ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Dragii mei, rugăciunea nu este un ritual. Vreau să vă spun astăzi, Cred că e chinuitor pentru cineva să vină și să stea un ceas la rugăciune Și să știți că se întâmplă asta, eu doar vă spun Să-l vezi că nu se roagă Să stea așa ca să, ca să termine ceilalți cu rugăciunea Dar nu se roagă Trebuie să fie chinuitor și plictisitor din calea afară Dragii mei, vreau astăzi să vă spun Timpul acesta poate fi câștigat Să stai de vorbă cu împăratul împăraților E un mare privilegiu de aceea vă chem astăzi, dragii mei, când venim în casa Domnului. Eram cu ani mai mulți în urmă plecat din țară și pe vremea aceea se filmau și orele de rugăciune și era transmisie live. La orele de rugăciune era transmisie live. Și eu eram pe alt fus orar și mă uitam la închinarea de la biserică. Și am zis atunci, am fost foarte copleșit și am zis, Doamne, cum ne vezi Tu? Unul se ruga și curgeau lacrimi pe obraz și se ruga cu pasiune. Altul vorbea cu cel de lângă el în timpul rugăciunii. Altul se uita pe tavan, altul nu făcea nimic pur și simplu. Și am zis, Doamne, ce bine ne vezi pe fiecare dintre noi. Frații mei și surorile mele, de vrem să câștigăm anul acesta Haideți să lăsăm rugăciunea să fie rugăciune. Veniți chiar să ne rugăm. Trebuie să vă mărturisesc. Eu am fost foarte bucuros, pentru că exact acest model de rugăciune îl discutam cu frații. În ce zi a fost asta, Iosebiu? Duminică seara. Exact acest tip de rugăciune și acest model l-am discutat. Am discutat noi acolo și am zis doar în inimă, Doamne, fă să fie așa la noi. Și în prima duminică din an, așa de tare m-am bucurat când am văzut cum ne arată Domnul că se poate. Dragii mei, vreau să vă chem cu toată dragostea. Era o cântare bătrânească, o cântau bătrânii noștri. Începea așa, al rugi ceas, ce dulce miești. De ce credeți că ei cântau despre dulceața rugăciunii? Pentru că rugăciunea e dulce atunci când o gusti, Când te rogi, atunci vei învăța tot mai mult să te adâncești în rugăciune. De aceea vreau să vă chem, frați și surori, prieteni dragi, când venim la Biserica Porta Cerului și e timp de rugăciune, veniți chiar să ne rugăm. Amin. Cântarea. Poate v-am obosit încercând să vă convin cu cântarea. Eu când eram copil în clasa 1, a doua, sub comunism, Învățam poezii la școală, ne învățau poezii și ne învățau poezii patriotice. Și una dintre poeziile acelea era Eu nu cânt că știu să cânt, dar iubesc acest pământ. Eu nu cânt că știu cânta, dar mi-e dragă țara mea. Cu alte cuvinte, ce voiau comuniștii să ne spună? Cântarea nu e de dragul cântării, e de dragul patriei. Cântarea nu e de dragul a una sau alta, ci ea trebuie să aibă un scop. Ei bine, eu stau înaintea dumneavoastră să vă spun astăzi, cântările în biserică nu sunt pentru divertismentul nostru, ca să ne simțim bine și ca să putem să batem noi ritmul bine din picior și să zicem, a fost fain. Nu pentru noi sunt cântările din biserică. Vreau să afirm tare și răspicat, cântarea în biserică este pentru Domnul. Din păcate venim din medii diferite, așa e Timișoara. Un loc în care vin din toate părțile țării oameni și formăm o biserică împreună. Și vai în câte locuri cântarea e doar așa. Un moment de respiro, printre alte lucruri. Am auzit și expresii din astea. Cântăm o cântare, și în timpul acesta, cine mai vrea să iasă pe la baie, să mai iasă pe afară, acum ai momentul la cântare. Dragii mei, cântarea nu e un moment pentru distracția noastră, nici pentru recreerea noastră. Cântarea este un moment de închinare pe care o ducem Domnului. Și aș vrea să vă spun, Biserica Poarta Cerului, de la începuturile ei, a îmbrățișat lauda și închinarea ca modalitate de apropiere de Dumnezeu în cadrul serviciilor ei. Cu mai mulți ani în urmă, eram în atmosfera aceea închinării, a venit un frate dintr-o altă biserică, un frate cu prejudecăți a venit aici. Că de a auzit el că la poarta cerului nu mai știu ce. Și a venit la mine și a zis, frate Nelu, să știi că am venit numai să văd cu mâi. Și zice, a fost serviciu acela care a fost frumos, la sfârșit a fost grupul de laudă, a cântat cântare, stătea undeva acolo în partea aia și zice, frate Nelu, am stat acolo și în timpul cântării, în timp ce cânta grupul acela în față și adunarea toată cu el și erau cu mâinile ridicate în fața mea, pe omul din fața mea, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt în timpul cântării. E mărturia unui frate cu numele Leahu. Ei bine, de ce vă spun asta, dragii mei? Ca să înțelegeți cântarea. Nu e doar așa ca să fie în biserică cântare. Ascultați-mă bine! De ce credeți că am cântat vreo trei cântări una după alta aici, numai să ne aflăm în treabă? Nu, dragii mei! Uitați-vă în Scriptură și veți înțelege împreună cu mine cât de importantă este cântarea. Noi putem sta în adunările noastre, în momente de dedicate închinării, noi putem sta și vai ce bine ne vede ochiul Domnului, pe fiecare dintre noi. Citiți în Scriptură, în Capernaum, în Marcul la capitolul 2, Domnul Iisus Hristos era în casă. S-au adunat așa de mulți oameni încât nu mai încăpeau. Au spart acoperișul, au lăsat slăbănogul acolo în mijlocul casei, l-a dus la Domnul. Și ce fain zice Scriptura, e cuvântul Domnului. Zice că acolo erau unii care stăteau numai și judecau și ziceau, cine este acesta de iartă păcate? Și așa bine i-a văzut Domnul pe ea care judecau. Așa bine i-a văzut Domnul pe aia care aveau credință să-l coboare pe slăbănog. Așa bine i-a văzut Domnul pe cei ce erau interesat. Știți ce vreau să vă spun, dragii mei? Dumnezeu ne vede pe fiecare dintre noi la închinare. O, dacă e El prezent aici, ascultați-mă, El e Dumnezeu, nu e om. Și în timpul cântărilor de laudă, dragii mei, o, cum ne vede Domnul! Ce facem? Unde este gândul nostru? Doamne, fă-ne să fim conectați cu cerul atunci când ne închinăm. De ce vă spun asta? Vă rog să mă ascultați bine. Când ne închinăm Domnului, practic noi avem de câștigat. Noi câștigăm. Chiar dacă noi cântăm Domnului, dar o oh, ce binecuvântare aduce cântarea. Știți că o cântare de laudă, când este cântată din toată inima, ea deschide culoar larg pentru manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Acolo se manifestă prezența lui Dumnezeu, în mijlocul laudelor. De ce vă spun asta? Ia uitați-vă, vă citesc câteva versete din 2 Cronici, capitolul 5, începând cu versetul 11. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor. Și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Jedutun, fiii și frații lor îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale aleute și harpe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau. -se un se într-un glas ca să mărturisească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa și anume casa Domnului s-a umplut cu un nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Ce a coborât slava lui Dumnezeu în felul acesta? cântarea de laudă, când s-a angajat tot poporul ca să laude pe Domnul. De aceea vă spun, dragii mei, eu n-aș vrea nimeni să se chinuie la laudă și închinare, să ne mutăm de pe un picior pe altul, să ne necăjim aici. Nu, dragii mei, eu vă chem chiar să ne închinăm, chiar să l lăudăm pe Domnul și atunci Dumnezeu, așa cum a promis în Scriptură, își manifestă prezența. Și nu e așa că toți vrem să gustăm prezența Lui când venim aici? Să nu fie doar un act al credinței, ci prezența Lui să fie o, o, o prezență manifestată de care să ne bucurăm. Uitați-vă în Scriptură. Cântarea de laudă aduce biruință. Vă rog să vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturi. Voi spune doar atât, împăratul Iosafat, la un moment dat a amenințat de trei oștiri mari. Și el n-avea putere. S-a dus înaintea Domnului și a zis, Doamne, ce să fac? Și Domnul a vorbit prin proroc și a zis, Stai liniștit, că nu vei avea de luptat, ci Domnul va lupta pentru voi. Știți ce s-a întâmplat? Și-a adunat oștirea, Iosafat, s-a pregătit de luptă, dar în fața oștirii a pus o ceată de cântăreți, care au pornit la luptă cântând, lăudați pe Domnul, căci în viață ține îndurarea Lui. Lăudau pe Domnul, știți ce s-a întâmplat atunci? Trei armate, au fost nimicite, s-au nimicit între ele cele trei armate și poporul lui Dumnezeu a stat și s-a uitat și a văzut cum dă Domnul biruință printr-o cântare de laudă. Nu vrei să ai biruințe, frate și soră? Când vii în adunare, laudă-L cu adevărat pe Domnul. De asemenea, cântarea de laudă aduce eliberare de sub puterea vrăjmașului. E versetul acela pe care pun el pe ecran, Psalmul 18 cu versetul 3 care zice așa, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Nu observați dumneavoastră ce mare har este în cântarea de laudă? Să-L pe Domnul și Domnul te izbăvește de vrăjmași. Ca să nu zic că această cântare de laudă, când cânți din toată inima, îți aduce atâta împlinire sufletească. Dragii mei, trăim într-un veac în care oamenii se lovesc cu depresia, E boala secolului. Știți, dumneavoastră, că lauda și închinarea alungă depresia? Eu personal am auzit un specialist creștin, adevărat, care îndruma oamenii care treceau prin momente depresive să se ducă acolo unde este închinare corporativă unde se închină toți. Și a spus, asta e foarte benefic pentru oamenii depresivi, pentru că îi scoate din starea în care se află. Pentru că te uiți și vezi entuziasmul celui din dreapta, entuziasmul celui din stânga și lucrul acesta ajută nespus de mult. Uitați-vă ce zice prorocul Isaia în capitolul 61 cu versetul 3 să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Vă dați seama, dumneavoastră, ce multe beneficii ne dă lauda și închinarea? Ca să nu vă mai spun, lauda și închinarea aduce izbăvire, Gândiți-vă la Pavel și Sila, erau în închisoare. Și la miezul nopții au cântat o cântare de laudă. Și ce s-a întâmplat când au cântat ei cântarea de laudă? S-a cutremurat locul, s-au rupt lanțurile, s-au desfăcut butucii și dintr-o dată s-au văzut liberi. În timpul unei cântări de laudă pe care au înălțat-o Domnului la miezul nopții. Vă spun lucrurile acestea, dragii mei, ca să înțelegem. Noi nu cântăm să ne aflăm în treabă în biserică. Noi chemăm prezența și lucrarea lui Dumnezeu să fie cu noi. Pentru că, oh, câtă bucurie aduce cântarea de laudă și închinare. Dacă vă uitați în psalmul 100, zice, intrați cu laude pe porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui, lăudați-l și binecuvântați-i numele. Și apoi, în psalmul 16 cu 11, zice, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Vă dați seama, dumneavoastră, ce beneficii sunt în cântarea de laudă, ea ne apropie de Dumnezeu, ne întărește în credință. De aceea eu vreau să vă chem, frații mei, în 2024 vom veni în casa Domnului. Veniți să înțelegem că dacă este rugăciune, bine este chiar să ne rugăm. Amin. Dacă este cântare, chiar să ne angajăm în cântare. Amin. Dacă este dărnicie, dragii mei, Dărnicia, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu și-a lăsat niciodată lucrarea. Niciodată nu și-a lăsat-o. Dar de ce învățăm să dăruim? E o disciplină spirituală. Cineva spunea așa foarte uh, malițios la un moment dat. Dacă adăugați zeciuielile la Evanghelie, bai, dar nu le adaugă nimeni la Evanghelie. Nici zeciuielile, nici dărnicia n-au de a face cu Evanghelia. Au de a face... Cu felul nostru de a ne disciplina să semănăm tot mai mult cu Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru noi și noi nu putem să dăm una sau alta pentru El? Dragii mei, de aceea vreau să înțelegem când venim în Casa Domnului, închinarea noastră, rugăciune, cântare, dărnicie, veniți să fie cu adevărat acte de închinare primite de Domnul. Amin. Trebuie să avem grijă la închinare. În Casa Domnului trebuie să avem grijă la slujire. Și aceasta este foarte importantă. Știți că slujirea în Casa Domnului, către cine este îndreptată? Pe cine slujim când slujim în Casa Domnului? Pe Domnul, foarte bine ați zis. Dar Domnul, prin slujirea noastră adusă lui, el îi slujește pe oameni. Și e foarte interesant că Duhul Sfânt poate lua slujirea mea și să o aplice direct la cineva și să zică: Domnul mi-a vorbit prin slujirea fratelui Nelu sau prin cântarea uh, Larisei sau prin ce se mai întâmplă în casa Domnului. Domnul mi-a vorbit prin asta. Ei bine, dragii mei, când este vorba despre slujirea înaintea Domnului, și aici trebuie să avem mare, mare grijă la slujire. Uh, când e vorba de slujire, trebuie în slujire să dăm tot ce avem de dragul slujirii. Trebuie să ne dăm pe noi înșine, tot ce e mai bun în noi să dăm acolo. Știți cât de dragi mi oamenii care slujesc cu emoție? De ce credeți că mi așa de dragi? Că oamenii aceștia înțeleg marea responsabilitate, ei stau înaintea lui Dumnezeu întâi, și înaintea oamenilor, trebuie să aducă un mesaj în numele Domnului. De aceea, pentru slujire, trebuie să dăm timpul nostru pentru slujire. Doamne, ajută-ne! E așa de trist să vezi că oamenii nu mai au timp să slujească. Dragii mei, vă rog fierbinte, când este vorba de slujire, vă rog, faceți-vă timp pentru slujire. Mă întorc spre coriștii noștri. Trebuie să vă spun că vă prețuiesc foarte mult. Și cântările voastre, Fac atât de bine sufletelor noastre. Dar vreau să vă aduc aminte și eu sunt pe grupul de cor. Și mai văd când dirijorul face câte o strigare, cine poate veni la repetiții, cine-i prezent în ziua de duminică. Și așa am o inimă strânsă când văd eu nu sau eu nu. Dragii mei, slujirea trebuie să devină o prioritate. M-am uitat la coriști, dar mă uit și la ceilalți, pentru că noi slujim. Și atunci când ne închinăm, noi slujim și atunci când cântăm în adunare, noi slujim și atunci când postim, noi slujim în multe feluri. De aceea, când e vorba de slujirea Domnului, nu-i timp să ne dăm înapoi, frații mei! Vremea s-a scurtat, nu-i timp să ne dăm înapoi. Folosiți orice ocazie pe care o aveți ca să slujiți Domnului. Trebuie să dăm timpul nostru pentru slujire, trebuie să renunțăm la confortul nostru pentru slujire, trebuie să dăm talentul nostru tot pentru slujire. Să ne punem întrebarea, Doamne, ce pot eu să fac pentru Tine? Și apoi pentru slujire trebuie să ne pregătim. Pregătirea pentru slujire ia timp, trebuie să stai în cămăruță cu Domnul pentru slujire. Trebuie să stai înaintea Domnului, trebuie să vii la repetiții pentru slujire. O, e nevoie ca în biserică să fie predici care să-L aibă pe Hristos în centrul lor. Care să-l prezinte pe Hristos și Evanghelia Lui. Asta este foarte necesară. Să căutăm să fim ca și Hristos, să căutăm să semănăm cu Hristos. Nu trebuie niciodată să slujim de dragul de a impresiona pe oameni. Cea mai mare greșeală în slujire e să slujești ca să impresionezi pe oameni. E un lucru cât se poate de grav. De aceea vreau să vă chem, frații mei, surorile mele, veniți să slujim în așa fel încât să îi aducem cinste Domnului. Știți cum trebuie făcută slujirea? Din toată inima. Din toată inima. Sunt așa de bucuros de cei ce sunt implicați în slujire în Biserica Poarta Cerului. Chiar zilele acestea citeam un mesaj din partea unui om foarte preocupat de slujirea din biserica noastră. Și am văzut cât suflet pune acolo cum dorește să vadă că și cu tare slujește cu toată inima, că și cu tare slujește cu toată inima. Ei bine, dacă omul acesta lui Dumnezeu vrea să vadă că slujirea e din toată inima, ce ziceți? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi când slujim? Nu credeți că ne așteaptă să slujim din toată inima? Doamne ajută-ne să fim oameni înțelepți. Nu suntem, am spus, nu-i sală de spectacole aici ca să venim și să etalăm talentele noastre, să le arătăm oamenilor ce putem noi păzească-ne Domnul să venim să etalăm talentele noastre aici. Aici venim să-L înălțăm pe Domnul. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu ca în slujirea de la poarta cerului să fie întotdeauna cântări pline de mesaj. Mă rog Domnului ca cei ce slujesc în cântare să caute cântări cu mesaj, Știți ce bine a prins în această dimineață cântarea înainte de cină, sângele lui Isus? Sau în închinarea noastră? Sângele lui Isus, rănile lui Isus. Că până la urmă acesta este rostul închinării: să ne ia și să ne ducă acolo, lângă Hristos. Să vedem lucruri pentru care trebuie să-i mulțumim Domnului. Mă rog Domnului și veniți să ne rugăm Domnului ca El să-i inspire pe cei ce slujesc prin cântare, să aibă întotdeauna inspirație când ale cântările. Să fie cântări cu mesaj, cântări care îl înalță pe Domnul, cântări cu mesaj de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cântări pe care să le putem cânta toți. Avem ecran, mulțumim Domnului. Ascultați-mă, e o binecuvântare ce avem. Dar vă rog fierbinte, nu lăsați, ascultați-mă, de n-am avea ecran și mai de mult aveau oamenii cărți de cântări și stăteau așa la închinare cu cartea de cântări în față și cântau. Și cântau din toată inima. Acum avem ecranul acesta care chiar ne e de mare folos. Vă spun lucrurile acestea, dragii mei. Știți că ecranul acesta, într-o zi, va fi martor a ceea ce s-a întâmplat la poarta cerului, în adunare? Ecranul acesta, probabil, va zice, eu eu am pus înainte cuvintele de laudă, dar el a stat tot cu gura închisă. Dragii mei, trebuie să mă opresc cu predica aici, am predicat numai jumătate din ea. Să fim atenți la închinare și să fim atenți la slujire. Mai am două puncte foarte delicate. Să fim atenți la ținută și să fim atenți la atenție în casa Domnului. Dar despre aceste altă date. De ce vă predic lucrurile acestea, dragii mei? Poate unii dintre dumneavoastră nu mă veți înțelege. Știți că în ceea ce mă privește am o răspundere înaintea Domnului pentru biserica aceasta? Scriptura zice că vom da socoteală de cei ce ne-au căzut la împărțeală împărțeala o face Domnul. Vom da socoteală. Sigur că nu putem da socoteală de oameni care n-ascultă. Dar dacă cineva nu știe lucrurile acestea și noi nu le-am spus, vom da socoteală. Și de aceea aș vrea să vă rog fierbinte, primiți mesajul acesta că a venit din inima unui păstor, sincer interesat, ca biserica aceasta să ajungă toată în împărăția lui Dumnezeu din toată inima doresc ca voi și cei dragi ai voștri să puteți ajunge într-o zi în Sfânta a Lui Dumnezeu. Să putem ajunge cu toții acolo. Dragii mei, de aceea vă chem, luați în considerare în modul cel mai serios nevoia de închinare când venim în casa Domnului și nevoia de slujire din toată inima când venim în casa Domnului.